ați venit la Coaching Support Group. Numele meu este Oana Luciana Cehan. Fac parte din echipa Coaching Support Group. Alături de Olivia Nicula, care este aici, e Education Manager. Da? O să vă spun imediat și cu ce poate să vă sprijin în seara asta. De asemenea, avem pe Georgiana, care este fotografa noastră. Pe Andreea. Da? Nu mai știu. ID? Social Media Manager. Social Media Manager. Ok. Și sper că m-am uitat pe nimeni. Și Cristina. Și Cristina, Treasure Manager. Da. Așa. Cine suntem noi? Întâi o întrebare. Dacă cineva nu dorește să fie filmat, fotografiat, să spună acum. Top. Super. Cine suntem noi? Suntem școala de coaching Nobleman Happen. Practic, suntem o inițiativă voluntară a școlii de coaching Nobleman Happen, care există în România de mai mult de 11 ani. Acest grup există de aproximativ 7 ani. Și ce ne-am propus prin acest grup este să unim oamenii într-o comunitate de coaching. Atât pe cei care fac coaching, cât și pe cei care sunt interesați de coaching. În seara aceasta avem un invitat special. Se numește Andrei Pop. Și ce mi-a rămas de la Andrei este pasiunea lui pentru a cunoaște și a... aveam un cuvânt pregătit de asta, nu mai știu, și de a împărtăși, de a cunoaște și a împărtăși tot ce ține de etichetă și de networking. Și Andrei are un obiectiv, Andrei și echipa lui au un obiectiv foarte măreț și acela, ca în 25 de ani oamenii să nu mai aibă nevoie de ei. Să știe totul și să aibă integrat tot ce înseamnă etichetă și cum să folosească principiile de etichetă în networking și atunci să nu mai avem nevoie de ei peste 25 de ani. O să vă mai spun că evenimentul este structurat pe două părți. În prima parte, de la 7 până la 8, ne va vorbi Andrei. În a doua parte, o să avem 10 minuțele de pauză în care putem practica ce ne va povesti Andrei astăzi. După care urmează sesiunea de Mastermind Group, la care vă invităm să rămâneți, pentru că e foarte interesant. Te invit, Andrei, să preiei legătura. Mulțumesc! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Așa, pic de energie. Mulțumesc! Da, mă numesc Andrei Pop și sunt trainer de etichetă. Înainte de a spune mai multe, aș dori să facem un mic exercițiu. Așa. Și acest exercițiu va implica următorul aspect. Toată lumea va face cunoștință cu toată lumea, dar nu direct, ci indirect. Și cum? Fiecare persoană va face cunoștință cu persoanele din stânga și cu dreapta sa și vor spune cine sunt, de unde sunt și în ce domeniu activează. Și v-aș ruga să faceți legătură cu toate mesele. Când ați încheiat, vă rog să vă uitați către mine, când va fi liniște mormântală, îmi voi da seama. Și atunci, vom continua. E ok? Ok. Vă rog. Mulțumim. Din partea de asta, să ne împrăștim pe cine. Și de a
M-aș ruga să vedem cum asta este seara. Da? Da. Voi ce faceți? Eu sunt Paddy. Oare bine? Ștefania. Cum văd activați într-un loc foarte interesant. Creativ. Să mai e. Doar mergând de acasă și până la serviciu ne lovim de aproximativ 800 de persoane. De aceea este important să știm cum să facem o primă impresie bună, să știm cum să ne prezentăm față de oameni, să știm cum să ne conectăm cu oameni în timp util și real, astfel încât noi, altfiind, să putem să stabilim această conexiune reală cu ceilalți. Din punctul meu de vedere și din punctul partenerului meu de afacere în același timp, noi considerăm că succesul în tot ceea ce întreprindem are la bază conexiunea reală cu oamenii. Și pentru cei care nu mă cred, vă puteți să citiți și cartea lui Keith Ferraci, Never Eat Alone, sau Nu mâncați niciodată singur, care spune și citesc, Business is a human enterprise. Afacerile sunt un fond, o întreprindere umană. Și de aceea și noi facem acest business. Cum am ajuns eu în acest domeniu și ce mă motivează pe mine să mă scol și la două noaptea să fac acest lucru? Am petrecut 4 ani în Statele Unite, la Academia Militară West Point din New York.
timp în care, printre altele, am participat și la multe traininguri de etichetă și protocol. De ce? Pentru că acolo semestrial existau evenimente semiformale și formale în care întreaga promoție era implicată. De ce? Pentru că erau evenimente prin care noi marcam anumite etape importante din evoluția noastră în carieră și totodată era o oportunitate pentru că Academia în sine, ca și instituție, să se prezinte în public. Și de aceea, pentru conducerea Academiei, era foarte important ca toți participanții, de la cel mai tânăr student până la conducere, să fie capabili să se livreze într-un mod curat, elegant și să știe exact cum să navigheze contexte de toate felurile, pentru ca, în final, să se conecteze real cu ceilalți. Dar nu asta a fost foarte important pentru mine, pentru că și pentru mine, ca și pentru mulți alții, pe parcursul celor 4 ani, toate aceste lucruri păreau un fel de reguli și atât. S-a întâmplat un lucru, în anul 4, am mers la un bal internațional. Și la acel bal internațional am intrat din greșeală la recepția VIP. La acel bal erau două recepții, era recepția pentru oamenii de rând. Da. Și recepția pentru VIP-uri, adică, general, oameni de la Pentagon și așa mai departe. Gazda mea era un coleg lebanez, care el fusese invitat la această recepție. Și a crezut, fiind și eu străin și invitat la bal, a crezut că și eu trebuia să fiu acolo. M-a dus cu el, am ajuns la intrare, la intrare nu eram pe listă, colegul de acolo a crezut că poate e o eroare, m-a lăsat să intru. Cum mi-am dat seama că nu am ce să caut, prima persoană pe care am reperat-o era atașatul militar japonez cu soția lui în kimono. Și atunci mi-am dat seama foarte repede că nu aveam ce să caut acolo. Dar, pentru că știam toate acele lucruri care țineau de etichetă, de protocol, absolut cum să navighez contextul, imediat am făcut parte din peisaj. Și am fost foarte confortabil în context. După care, la un moment dat, am început să povestesc cu o doamnă, care ulterior am aflat că, de fapt, lucra și din ea la Pentagon. Și iarăși, nici asta nu este important, ci ce s-a întâmplat după. Și anume, după ce am povestit cu ea cam o oră despre diverse subiecte, ea a spus foarte simplu, Andrei, cunoști pe X? Și eu, evident, am zis nu, că n-avem de să știu pe nimeni din sală. Și după aceea a spus, nicio problemă. Și a început să mă prezinte lui X, lui Y, lui Z. Și nu numai că mă prezentam, mă edifica de fiecare dată. Cu alte cuvinte, îmi dădea acces la rețeaua ei de oameni. Și apropo, toate persoanele din acea sală aveau experiență profesională cu cel puțin 15 ani peste nivelul meu. Eu eram student în anul 4, ei erau toți oameni de la State Department, Pentagon și alte lucruri. Și în acel moment, pentru mine a fost clicul. A fost ok. Deci despre asta e vorba. De asta contau toate cele reguli despre care vorbea gazda noastră și doamna care se ocupa de ceremonialul la noi la Academie. Despre asta era vorba de fapt. Era vorba despre un mindset și un skill set care împreună te transformă pe tine într-un networker profesionist. Ei, noi când am venit în țară, am constatat că nu există un mecanism autonom pe care să facem acest lucru, să ajutăm oamenii să obțină exact partea asta. Și atunci, împreună cu Adrian, partenerul meu, am decis că ar fi cazul să dezvoltăm un model de business prin care să facem aceste informații accesibile publicului. Motiv pentru care am creat și acest program de training-uri și consultanță. Ok. Lăsând asta la o parte, hai să vedem despre ce să vorbim în această seară. Și în această seară vom atinge mai multe subiecte. Primul va fi eticheta în sine, adică de unde a venit toată această idee, care ar fi mindset-ul pe care ar trebui să-l avem și care sunt cele 5 principii importante în ceea ce privește mindset-ul unui artist al etichetei. Vom face apoi referire la networking și vom discuta un pic despre ce înseamnă networking în sine. Vom discuta despre prima impresie și aici vom discuta exact despre ce contează când facem prima impresie. Salutul și strângerea de mână. Aici vom discuta despre cine are precădere, după care vom discuta despre diverse variațiuni și cum să răspundem la diverse metode de strângere de mână pe care poate le-ați întâlnit în societate. Vom discuta un pic și despre introducere. Este cumva legată de strângerea de mână, dar vom discuta acolo un pic despre un mic aspect de rafinament prin care voi, când vă prezentați altor persoane, să fiți memorabili. Și vom intra apoi în probleme de arta conversației. Ce înseamnă să începem o conversație plăcut, să o facem să curgă și să o încheiem elegant. Tot aici vom discuta un pic și despre acel mic subiect tabu numit telefonul mobil. Da. Bun. Să discutăm un pic despre arta etichetei. Aici aș vrea un pic să vă duc ușor în istorie și de ce. Pentru că ce am constatat este că foarte puțină lume cunoaște de unde a început totul. Care e povestea acestui concept, acestei idei.
E, și a început cu Ptahotep. În secolul 25, înainte de Hristos, era un vizir al faraonului Djengari Sesi. Și dumnealui, la un moment dat, acum fiind în vârstă, a vrut să-și lase pe fiul său să-l sufceadă. Faraonul a spus, sunt de acord, dar vreau să-i lași fiului tău toate cunoștințele care te-au ajutat pe tine să ai succes ca și vizir. În momentul în care acest vizir a scris o fire de papirusuri, care însumau în jur de 45 de maxime, care în zilele noastre sunt undeva la 20 de pagini de conținut. Și se numesc maximele lui Ptahotep. Aceste maxime ating subiecte de la protocolul Curtea Faraonului, cum să te comporți, cum să abordezi contextul social dacă ești un om influent, cum să abordezi discuțiile dacă ai de face cu oameni influenți pe care poate nu vrei să îi superi, și câteva subiecte și mai sensibile, precum să zicem că soția te înșală și cum abordezi contextul, mai ales dacă tu ești o persoană publică. Da. Următorul personaj important din partea aceasta este Ludovic al XIV-lea. De fapt, el este motivul pentru care arta etichetei se numește arta etichetei. Toată lumea cunoaște palatul de la Versailles. Ei, când el a început să organizeze evenimente la palatul de la Versailles, a constatat că oamenii nu prea știu cum să se comporte în cadru. Și a început să pună etichete prin care să explice exact ce au oamenii de făcut. Și de acolo a venit termenul, dar de fapt, Filip Steancov a fost cel care a folosit în mod formal termenul, în 1774. Și el are o poveste interesantă, pentru că de fapt el s-a folosit de arta etichetei, el a considerat-o cel mai puternic arsenal de influențare din istoria omenirii. Și a folosit acest arsenal de influențare ca să facă fiul său bastard, să ajungă în cea mai înaltă treaptă din societate. Din punctul său de vedere, cei care cunosc regulile și arta etichetei, au puterea și bagajul necesar să se prezinte la cel mai înalt nivel, astfel încât cei din jur să nu-și dea seama care este statutul lor real. Cu alte cuvinte, el folosea aceste lucruri ca un mijloc de manipulare, cumva. Deși paradoxal, în cărțile lui, când vorbește de partea de mindset, vorbește cam exact despre ceea ce să vorbim și noi în această seară. În epoca burgheză, bănesc că toată lumea și domnul Guie, sunteți familiari cu ce se întâmplă în acea carte? Ei, măcar atât. Domnul Goe și mai ales mama sa și anturajul din jurul său sunt un exemplu concret de ce s-a întâmplat în epoca burgheză. Clasa de mijloc în această perioadă a constatat că aceste comportamente și această artă a finețurilor îi ajută pe ei să se placeze undeva mai sus și să pară mai sus decât restul societății, astfel încât să-și facă intrarea în cercurile de elită. Cu alte cuvinte, în această perioadă, pentru ei, dată era o unealtă prin care să-și facă intrarea în cercurile superioare ale societății. Ce se întâmplă în prezent? Din păcate, cam același lucru. Foarte multă lume, când vorbește despre etichetă sau despre protocol, se gândește despre cum să mă fac plăcut, cum să dau bine, cum să par că sunt mai mult decât sunt de fapt. Ei bine, sunt aici să vă spun că nu e așa. Arta etichetei nu este despre asta și vă vedea imediat cum este văzută încă actualmente, pentru că vom lua exact din text definițiile. Și după cum vedeți, nu stau acum să le citesc, dar după cum bine vedeți și în aceste definiții, e exact aceeași idee. Este despre cum să zic așa, în termen mai academic, să dăm bine pe sticlă și cum să părem mai degrabă decât cum să fim. Cu alte cuvinte, se vorbește doar despre a imita niște comportamente care te fac să pari cumva mai superior și să pari alfa în termeni de limbaj mondial. Noi nu suntem de acord cu această definiție și aceasta este definiția pe care noi intenționăm să o punem în text. Arta de a fi un om plăcut oriunde, oricând. Asta să observăm, este arta de a face pe plac. Da? Deci arta de a fi un om plăcut oriunde, oricând. Și de ce? Pentru că dacă ne gândim de acest punct de vedere, veți vedea imediat că se leagă două lucruri foarte importante. Mindset și skillset. Și acum